Cazul Mangeron în atenția autorităților. Joi 2 februarie, la Prefectura Județului Bacău, a avut loc o conferință de presă susținută de Prefectul Județului Bacău, Lucian Bogdănel, de profesor Ana Maria Egarmin, șef al Inspectoratului Școlar Județean Bacău și inspector șef Măriuca Mariei, șefa Biroului pentru Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Mai multe aflăm în minutele următoare. Ziua de ieri a fost o zi a anchetei, a administrării de material probatoriu, a audierilor care au ținut până la miezul nopții și s-au finalizat în jurul miezului nopții cu măsura reținerii preventive a elevului agresor de la Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron. Este o măsură care poate părea dură, însă pentru mine, la fel de dure și de macabre, au fost și imaginile revoltătoare postate în rețelele de socializare cu privire la acțiunea elevului agresor de la Liceul Mangeron. Și aprecierea mea în calitate de prefect al județului Bacău, mă bucur că în concordanță cu conducerea Inspectoratului de Poliție Județean a fost aceea că este un moment T0, un moment în care trebuie să dăm un exemplu și vor mai continua aceste exemple cu adolescenți care transformă școala într-un loc al violenței și al bullying-ului. Din punctul meu de vedere, este momentul să spunem stop acestor practici la nivelul școlilor din Bacău și să acționăm cu intransigență și inflexibilitate, astfel încât acest flagel, recrudescența violenței în școli, să fie combătut cu eficiență și chiar eradicat. Pentru că până la urmă vorbim de copiii Bacăului, de elevii orașului și județului Bacău, de viitorul nostru. Cazul Mangeron, eu nu mă iluzionez, este departe de a fi unul singular în spațiul educațional băcăuan. Dar violența de tipul celei consemnate în imaginile pe care le-am văzut cu toții reprezintă pentru noi elefantul din cameră pe care noi am ales să-l vedem și să-l confruntăm în mod direct. Nu să ne facem că nu știm că există sau că nu este în cameră. Nu ne putem ascunde după deget, iluzionându-ne că am avut de-a face cu un caz izolat sau marginal. Dimpotrivă, aș spune. Eu știu foarte bine că mulți dintre directori, dintre profesori, din rațiuni pe care până la un punct le pot înțelege, de pildă aceea de a ține, avea o imagine corectă, onorabilă a școlii în care activează dânsii, trec sub tăcere aceste acte de violență, agresiune sau bullying la nivelul școlilor lor. Cosmetizează sau chiar bagatelizează aceste acte. În schimb, cred că a sosit momentul să ne ridicăm la înălțimea responsabilităților pe care le avem și la înălțimea consecințelor și urmărilor pe care minimizarea acestor cazuri, iată, le au asupra elevilor. Și spun treaba asta pentru că conducerea Liceului Tehnologic Dumitru Mangeron știa că există un elev problemă în acest liceu. Și nu doar el. Da, ne raportăm la acest elev problemă pentru că dânsul este dedus cazului care s-a întâmplat ieri. Știa. Dar din perspectiva mea a tratat acest caz cu oarecare superficialitate, ca să folosesc acest eufemism și să nu folosesc un termen mai dur care poate s-ar impune. Care sunt cauzele din perspectiva mea ca prefect al județului Bacău? Pentru că ele sunt multiple, variate și sigur că reprezentanții IPJ și ISJ
vor pune în lumină partea lor de concluzii și de constatări. Eu îmi permit să fac câteva considerații plecând de la ceea ce am înțeles eu și ceea ce văd eu că se întâmplă în peisajul educațional, pornind de la cazul revoltător de la Liceul Tehnologic Mangeron. Una din cauze, eu cred, că are legătură cu educația din familie, mai exact cu lipsa educației din familie. Pentru că școala nu poate fi lăsată de una singură și nu poate suplini absența educației din familie. Nu poate juca rolul de părinte școala. Un al doilea factor pe care l-am constatat și cauză ține de anturajele promiscuie din școli și de obiceiurile de dată recent ale tinerilor noștri și adolescenților noștri. M-au oripilat, dragi colegi din presă, m-au oripilat imaginile cu colegii de la Mangeron care, amuzați, filmau agresorul, cum agresează victimele. Cei doi elevi rămași pur și simplu fără niciun ajutor și neajutorați. Doi elevi CES, cu necesități educaționale speciale. M-au oripilat. Asta ce demonstrează? Demonstrează lipsa educației de acasă, discernerea între ce e bine și ce nu e bine, ce e rău, și totodată superficialitatea conducerii acestei unități școlare, care știa foarte bine ce este, ce are în curte, în propria curte, ce are în propria ogradă.